Șapte studenți care învață în Universitatea Darmstadt din Germania, din apropiere de Frankfurt, au fost otrăviți. Toți sunt în viață, dar au nevoie de îngrijiri medicale. Anchetatorii nemți spun că otrăvirea nu a fost un accident, ci o tentativă de crimă. Robert Hartmann, procurorul de caz, anunță că a fost identificată substanța cu care cei șapte au fost otrăviți, dar nu va fi făcută publică pentru siguranța anchetei. Für uns besteht der Anfangsverdacht eines versuchten Mordes in sieben Fällen. Das gründet sich auf die Tatsache, dass in verschiedenen Lebensmitteln jetzt eine Substanz nachgewiesen wurde, die gesundheitsschädlich sein kann, sogar tödlich sein kann. Und wir deswegen aktuell davon ausgehen, dass zumindest der Anfangsverdacht besteht, dass diese Substanz vorsätzlich in die Lebensmittel eingebracht wurde und wir deswegen den Verdacht des versuchten Mordes prüfen. Din cei șapte studenți otrăviți, unul a fost la un pas să moară. Acum, spun medicii, e în stare stabilă. Pentru colegii lor e greu de înțeles ce s-a întâmplat, dar măcar se consideră extrem de norocoși. Ich in dem Augenblick da einfach nicht da war. Also das kann man anders nicht sagen. Also es ist, wie gesagt, das hätte jeden treffen können. So, und ich weiß nicht, wer es bemerkt hat, aber der hat auf jeden Fall guten Geruchssinn. Also hat er gut drauf geachtet. Într-adevăr, spun anchetatorii, substanța folosită pentru otrăvirea studenților are un miros puternic. Dacă nu și-ar fi dat seama că e ceva în cutiile cu lapte, mai mulți studenți ar fi fost otrăviți.